Bună seara, ați venit cu poftă după vacanța asta? Aveam nevoie de fotbal acum după Paște, mai ales pentru băieții mai plinuți. Tu te-ai descurcat excelent, ai fost, să spunem, artizanul acestei victorii. Cum a fost? A fost un joc de echipă. Echipa a câștigat, nu neapărat. Toți am jucat bine. E bine că am câștigat și să mergem mai departe. Diferențe mici în clasament. Cu toate astea, pe teren, cred că a fost 5-1, putea fi 7-8-9-1 lejer. E greu pe teren mic. Dacă nu intri în joc din prima, nu mai e foarte greu. Etapa trecută am pierdut 1-0, că n-a intrat nimic. Nu știu. Și este o echipă care marchează destul de mult. Da, 1-0 pe sintetic mai ales. E ciudat, e foarte ciudat. Cu ce obiective sezonul ăsta sunteți acolo sus în clasament? Să promovăm 100%. Asta ne dorim, asta am vorbit cu toți băieții, să promovăm. Și se poate? 100%. Zile, bă, că am promovat deja. Sunt optimiști colegi. Da, îți dai seama. Mai ales bă 5-1.